Odată ce băiatul s-a hotărât că îi place o fată și că ar dori să se căsătorească cu ea, atunci părinții lui își transmit prin cineva mesajul că ar dori să meargă la părinții fetei pentru discuții. Părinții fetei transmit prin aceeași mesager ziua și ora când pot veni. Părinții băiatului împreună cu acesta se duc la familia fetei ducând de băut de regulă țuică. Ore în șir se discută despre orice, numai despre căsătorie nu. Într-un final, părinții sunt de acord. În acest timp, cei doi tineri nu spun mai nimic. Logodna este prilej de mare petrecere, unde participă rudele cele mai apropiate, se aduce orchestra și se cântă cântece de petrecere, muzică lăutărească, dar și muzică de dans. Se stabilește data, locul unde se va face nunta. Cine vor fi nașii? Ce orchestră va cânta? Spre finalul discuțiilor se stabilește cu ce vor fi ajutați copiii de către cele două familii. De regulă, familia băiatului se angajează ca într-un termen scurt, copiii se vor muta în casa lor, dar deocamdată vor sta împreună cu ei. Părinții fetei se angajează ca în momentul când se vor muta în casa lor, le vor mobila casa. Apoi, începând cu părinții și terminând cu invitații, se fac tinerilor logodiți diverse cadouri, de la vase de bucătărie până la aparatură electronică. Bucuroasă toată lumea că s-a realizat înțelegerea, se trece iarăși la dans. Nunta, de obicei, se facea în curtea mirelui, prilej cu care socrul mare se fălește ce gospodărie frumoasă are el. Prin anii 60-70, nunțile la țară se făceau la căminul cultural. La ora aceasta, cei mai mulți fac nunta la restaurante din localitatea respectivă.